Sunt Adrian Gociu, am 27 de ani și sunt avocat în cadrul Baroului Timiș. Candidez independent la Camera Deputaților pe Colegiul 4 Timișoara. De ce ați hotărât să candidați? Am hotărât să candidez întrucât m-am săturat de clasa politică actuală. Este o clasă politică îmbătrânită și se face o politică care nu este orientată către om, ci către propriile lor buzunare. A fost greu să deveniți candidat independent? Da, a fost foarte greu. În primul rând a fost foarte greu să iau hotărârea de a candida independent, având în vedere toate greutățile legislative impuse de lege pentru un candidat independent, iar mai apoi a fost foarte greu să strâng cele 3081 de semnături necesare, având în vedere că erau necesare o serie de date de identificare pe care oamenii foarte greu le dădeau, iar acum este foarte greu pentru un candidat independent, având în vedere lipsurile financiare pe care le întâmpină un candidat independent și de asemenea este foarte greu datorită concepțiilor oamenilor. Toată lumea crede că este imposibil ca un candidat independent să câștige, nu acordă votul de încredere și merg pe aceleași principii partidare ca până în prezent. Ce veți face dacă ajungeți în Parlament? Îmi doresc să creez o politică de tip nou, orientată către cetățean, politică în care societatea civilă să fie mult mai aproape de actul de guvernare. Am un program politic complex care poate fi găsit pe site-ul meu www.adriangociu.ro, dar pot să vă spun că militez pentru unificarea legislației în domeniul protecției mediului, astfel încât să fie instituit un control mult mai eficient față de marii poluatori. Îmi doresc implementarea unui regim școlar integral, interactiv, care să combine activitățile curriculare cu cele extracurriculare. Îmi doresc să atragem investitori prin acordarea de facilități fiscale, dar și de reducerea birocrației, împreună cu crearea unui program de sprijin pentru primul loc de muncă, iar acestea sunt doar o mică parte din obiectivele care mi le-am propus în acest mandat. Dacă nu veți fi ales, ce veți face în continuare? Voi înființa un ONG pentru sprijinirea candidaților independenți și pentru a explica populației că un candidat independent este o persoană liberă care poate să ajute în mod efectiv orice act de guvernare, având în vedere că nu este legat de absolut nicio obligație. Pe data de 9 decembrie voi fi, din păcate, ultimul pe buletinul de vot, dar primul și singurul care își dorește cu adevărat schimbarea. Cu drag, vă aștept să-mi acordați un vot de încredere.